Cel mai mare recensământ al populației și al locuințelor din ultimii 20 de ani va începe la data de 20 octombrie și se va desfășura pe o perioadă de 10 zile. La nivelul municipiului Câmpul Lung vor exista 173 recenzori de teren, 24 recenzori șef și un recenzor coordonator reprezentat prin Nicolae Ghinea, secretarul primăriei. La acest recensământ vor fi luate în considerare doar persoanele născute până la data de 20 octombrie. Nu vor fi prezente, nu vor fi prezenți recenzorii peste tot în data de 20, dar data de referință va fi data de 20. Adică pentru cei care au fost născuți până pe data de 20, spre exemplu, vor fi luați în calcul să născut. Cei care sunt după data de 20 nu vor fi recenzați, fiindcă vor face parte din altă raportare care se face statistic. Nicolae Ghinea, recenzorul coordonator al recensământului, face cunoscut populației faptul că își pot pune la dispoziție datele cu încredere, iar recenzorii nu vor abuza de informațiile pe care ei le oferă, ci acestea vor fi centralizate la nivel județean și apoi la nivel de țară. Dacă, până la urmă, cel care va trebui să-i primească locuință nu va dori să facă acest lucru sau nu va da date care să fie date sincere, se poate aplica și o contravenție care dă împuternicirea primarului, care va fi între 2 milioane și 10 milioane. Care, dacă vor folosi vreunul cu informație din asta, ori va fi, după gravitate, va atrage răspunderea penală, adică recenzorului, sau dacă nu, va plăti până la 15 milioane pentru folosirea informații din cadrul celor obținute. Astăzi, reprezentanții prefecturii au organizat o întâlnire cu toți recenzorii din comunele limitrofe orașului Câmpul Lung pentru a fi informați privind desfășurarea acestei acțiuni. Certe că dumneavoastră, în calitate de recenzori, aveți obligația să prezentați corect întrebarea pusă în formular. Și dacă o citim, zice, cărei etnii consideră persoana că îi aparțin. Deci nici măcar cărei etnii îi aparțin. Consideră persoana, înseamnă să-l întreb cărei etnii crede el că se poate alipi. Un aspect pe care populația trebuie să-l știe este faptul că recenzorii pot fi recunoscuți foarte ușor după ecuson și mapa albastră cu formulare.